Doamnelor și domnilor, bună seara! Sunt Margareta Răducanu și vă invit să urmăriți emisiunea Intersecție RM. În această seară, invitatul din studio este Gabriel Mărgineanu, președintele Asociației Patronale a Industriei Turismului din Republica Moldova. Bună seara și bine ați venit! Eu vă salut călduros! Ați avut un orar plin și vă mulțumesc că ați acceptat să veniți astăzi să discutăm, pentru că avem și o temă frumoasă de discuție. În primul rând vreau să vă felicit cu Ziua Mondială a Turismului, care a fost pe 27 septembrie. Se sărbătorește în toate cele 155 de țări membre a Organizației Mondiale a Turismului și în alte țări. Felicitări și tuturor persoanelor care sunt implicate în industria turismului în Republica Moldova la mulți ani, la mai mult și la mai mare, și să dea Domnul Republica Moldova să devină o țară atractivă pentru turiștii din exterior. Să dea Domnul! Ce putem spune la capitolul că Republica Moldova este o fărâmă în industria turistică mondială? Păi, suntem o țară mică, da, poziționarea exactă este una perfectă. Urmează vom vorbi despre poziționare, da, și despre scopurile, dar, care ar fi ca bine de urmărit. Ca și indicatori statistici, sigur că suntem cu indicatori statistici modești, în partea ce ține de turismul receptor și intern. La cel emițător suntem moderat, adică mediu, bine. Urmează să examinăm fiecare componentă în parte, ca să vedem de ce este situația care este și ce urmează de făcut. Nu ne putem lăuda, din păcate, cu niște cifre mari, cu toate că se spune că în ultimii 2 ani înregistrăm niște progrese în domeniul dat, pentru că avem o creștere de 28% de vizitatori în Republica Moldova, da? Pentru în 2015 au fost 94.000 de vizitatori, de turiști, în 2016 121.000. La capitolul acesta, țara noastră are, din punct de vedere juridic, o lege, care, legea 352 din 2006, care implică foarte multe, are multe lacune. Ce am învățat noi și ce trebuie să învățăm în continuare de la țările care se pot lăuda cu un turism bine dezvoltat? Avem foarte multe de învățat, dar în primul rând ce trebuie să facem noi până a începe a învăța de la colegi, de la cei care au rezultate foarte bune în domeniul turismului, ca și indicatori, ca și situație reală vizibilă, deci nu tot timpul indicatorii corespund cu situația reală, este vorba că noi aici, la noi acasă, urmează toți cei care sunt implicați în procesul de promovare a domeniului turismului să avem o viziune unică, să ne înțelegem aici pe intern ce să facem, care sunt prioritățile cu adevărat importante, să vedem că are și cine și cum ce poate să facă în direcția respectivă, mă refer atât de unitățile de cazare, cât este vorba și de agențiile de turism, este vorba de toți cei care sunt în segmentul agropensiuni, bazele de odihnă, inclusiv, de ce nu, nu trebuie să excludem sindicatele cu capacitățile sale balneo, urmează a fi luate în considerație tot ce ține de bazele de odihnă a copiilor, care nu sunt nici într-un mod considerate ca componente a domeniului turismului, care sunt activi în acest domeniu, ci iarăși este o mică lacună. Asta era situația precedentă. Desigur că aici este vorba doar de componentul privat. Nu trebuie de exclus tot ce ține de administrația publică, începând la nivelul întâi, primăriile, a comunilor, a satelor, a orașelor, a raioanele, deci administrație publică de nivelul 2 și, sigur, că administrarea publică centrală. Deci totul este într-o conexiune. Noi, atunci când nu avem o poziție unică pe intern, sigur că ne va fi mult mai greu ca să promovăm ceva la nivel național, pe intern, ca să fim mai atractivi. Deci, în primul rând, trebuie să avem o poziție unică cu toții, să muncim toții în aceeași direcție, să corespundă ceea ce spunem și ceea ce este stabilit în actele normative, în strategii, în lege, în hotărâri de guvern, în instrucțiuni, să corespundă cu ceea ce facem ca și activități.
varianta ideală, deci ar fi perfect să dispunem și de finanțarea corespunzătoare pe activitățile prioritare. Și atunci, sigur că situația încetul cu încetul se va schimba. Se poate schimba. Da, se poate avem și donatorii străini care până... Dacă vorbim despre donatori străini, vreau să vă... Republica Moldova este membră a Organizației Mondiale a Turismului din 2001, da? Dacă nu greșesc. Da. Pare că așa. Care este suma cotizațiilor care plătește țara noastră pentru dreptul de a fi membru? O cunoașteți? Deci nu cunosc care este suma aceasta, sigur, la concret. Din discuțiile, în mod de lucru, era vorba la o sumă în jur de 10.000 de euro anual. Dar statul poate că da, poate că da, poate că între timp, în dependență de ani, această sumă s-a schimbat în sensul majorării. Uh-huh. Și noi, foarte ascultători, am achitat această taxă și pentru că citisem eu undeva, pentru neplată era cât pe ce să fim excluși din această organizație. În majoritatea organizațiilor internaționale, plata este obligatorie atunci când ea este stabilită și este bine atunci când orice subiect își onorează obligațiile, întrucât este bugetul stabilit din timp, el se bazează pe onorarea de către membrii a obligațiunii sale de a vera cotizația în cauză în termenii respectivi, întrucât celelalte activități, întrunirile Secretariatului Organizației Mondiale a Turismului, politicile prioritare, vizitele de studiu sau finanțarea unor proiecte de către Organizația Mondială a Turismului respectiv, depinde în mare măsură, nu esențial sau nu doar, dar depinde de aceste cotizații. De ce este bine ca fiecare membru să-și exercite atribuțiile sale și să onoreze obligațiile în timp și calitativ? Da, a fost acest risc. Că a fost acest risc într-un anumit aspect. Aceasta s-a datorat faptului că Republica Moldova, într-o anumită perioadă de timp, de câțiva ani de zile, nu a beneficiat de un suport din partea Organizației Mondiale a Turismului, în parte și ține de activități concrete, expertiză concretă. Pentru că nu eram interesanți pentru ei? Întrucât, dar asta noi putem doar să deducem. Sau pentru că nu au cerut, nu au fost activi ai noștri de la guvernare și nu au cerut. Deci noi putem să deducem care ar fi aceste premize, întrucât nu suntem noi cei de la Organizația Mondială a Turismului care au decis. Este cazul, sunt activi, nu? Și care urmează să fie relații ulterioare. Cert este că un indicator important în relațiile oricărui membru a Organizației Mondială a Turismului cu Organizația Mondială a Turismului este vorba despre câți turiști ai în țară, per total dați statistice, și atunci când acele date statistice care se furnizează de către fiecare membru al Organizației Mondiale sunt diferite, iar ale noastre date erau extrem de modeste, întrucât se bazau mai mult pe indicatorii primiți de la Biroul Național de Statistică, în parte și ține de fluxul care este înregistrat potrivit contractelor încheiate de către agențiile de turism și operatori. Sigur că 15.000 de turiști anual pentru o țară, aceasta este puțin. Da, cred că eram unici în lume cu așa indicatori. De aceea, nefiind atractivi, era și... În mare parte, aceasta ar putea fi la acel moment una din consecințele acestei decizii. Dar să înțeleg că din anul trecut relația noastră cu Organizația Mondială s-a îmbunătățit, pentru că am fost în premieră gazda Comisiei Organizației Mondiale a Turismului, da? De pe lângă ONU pentru Europa. Da, personal. Și a fost chiar și secretarul general la noi în vizită. Sunt sigur că a vizitat și Cricova și Milești Mici și toate destinațiile noastre turistice astea mai actual vizitate, mai activ vizitate. Și a avut loc și o conferință de presă. O întâlnire a viceministrului economiei, oamenilor de afaceri. A fost în iunie, pare mi se, de pe 5 până pe 7. În iunie a fost cel mai important eveniment din istoria colaborării Republicii Moldova cu Organizația Mondială a Turismului. Au venit experți din câteva zeci de state ale Uniunii Europene și din toată lumea în Republica Moldova. A fost o ședință de lucru a comisiei respective a Organizației Mondiale a Turismului, unde s-au pregătit lucrările următoare ședințe din China, care deja a avut loc. Deci un eveniment extrem de important unde s-au stabilit prioritățile pe anii următori ai Organizației Mondiale a Turismului. Deci un eveniment de succes organizat de Agenția Turismului.
Deci o excepție frumoasă care a fost apreciată de mulți colegi din domeniul turismului. Dar iată că astfel de excepții frumoase, bune, pozitive, din toate aspectele pentru domeniul turismului al Republicii Moldova, au fost pe parcursul anilor extrem de puține. Mm-hmm. Deci a fost o explozie așa, de exces de zel, de cum să zic? A fost o activitate care nu poate fi bine făcută, cu impact bun, dacă nu este și o pregătire bună până la ea. De ce eu pot să afirm, din ceea ce cunosc eu, că agenția turismului, conducerea agenției turismului, colaboratorii agenției turismului au lucrat bine pentru pregătirea acestui eveniment. Ca să facă față. Da, ca să fie un eveniment bun. Discutată că am reușit să o organizăm. Da, am reușit bine, a fost apreciat înalt de către eu personal, am participat la evenimentul în cauză. Am și susținut ca și asociație în anumite aspecte organizatorice și cunosc pozițiile experților și opinia lor referitor la cum a fost pregătit evenimentul și cum noi încercăm ca și țară să promovăm obiectivele principale ca destinație turistică a fost apreciat înalt. Dar nu pot să nu precizez că este un exemplu cum ar fi trebuit să fie multe altele pe parcursul unui an și pe parcursul ultimilor ani. Dar iată că oricum este un exemplu pozitiv și ar fi bine și în continuare să avem astfel de evenimente. Mai mult ca atât, anul viitor, deja pe componentul turism vitivinicol vom avea un eveniment important. Așa că foarte bine. Dar dacă lăsăm la o parte acest eveniment și ceea ce ne lipsește nouă și care sunt lacunile în legea 352, putem spune că statul până acum nu a avut grijă să finanțeze domeniul și este, dacă vorbim așa real și spunem lucrurilor pe nume, este delăsat turismul în Republica Moldova? Interesantă întrebare. Este una deloc ușoară și pentru a arăta care este situația actuală, ținând cont de tot ceea ce a fost până acum, este nevoie de mai mult timp. Deci, în acest context, sigur că este important de menționat faptul că domeniul turismului, ca și capacitate instituțională, a fost un domeniu care a suportat cele mai mari modificări pe parcursul dezvoltării sale, astfel încât a fost și în minister, a fost la etapa inițială, imediat după declararea independenței, a fost Departamentul de Dezvoltare Turismului, a fost Agenția Națională a Turismului, a fost Ministerul Culturii și Turismului, a fost deja Agenția Turismului. Care Și importanța domeniului a fost una declarată prioritară în documente de politici, iar în Am găsit în 2013-2015 declarată în fapt, din 2001. Așa ceva nu a fost. Deci domeniul turism a fost considerat ceva absolut neesențial, neimportant. Și cu toate că ar fi putut aduce un beneficiu enorm economiei Republicii Moldova. Categoric da și și unele țări se bazează pe aceste sume enorme câștigate din turism, corect? Absolut corect, da. Și De ce nu se votează până la urmă, nu se adoptă noua lege a turismului? Deci asta a fost un component care este o premiză a avea o legislație mai bună sau una mai puțin bună. Pe parcursul ultimilor ani de zile, încă directorul general precedent, domn Nicolae Platon, a inițiat procedura de adoptare a unei legi de modificare și completare a legii 352 privind la organizarea și desfășurarea activității turistice. A fost consultată cu toți care urmează să fie consultate potrivit transparenței decizionale și procesului de tehnică legislativă. Dar iată că căderea a trei guverne consecutiv potrivit tehnicii legislative a făcut ca de fiecare dată când cădea guvernul să se întoarcă legea înapoi și să treacă tot acest parcurs încă o dată. Ceea ce nu a dat posibilitate pe parcursul la mai mulți ani de zile, mai bine de 4 ani de zile, mai bine de acum deja o să avem mai mult de 5 ani de zile, de când modificări și completări absolut necesare în legislația din domeniu turismului, nu au fost făcute modificări, nu a fost ajustat cadrul legislativ și respectiv toți subiecții care ar putea să obțină
în perioada precedentă sau de acum încolo anumite rezultate, a asigurat dezvoltarea turismului, nu au avut această posibilitate. La etapa actuală urmează să fie aprobată în a doua lectură și transmisă președintelui pentru aprobare, publicată în monitor, sau se vor efectua examinări suplimentare a respectivei legi pentru a o îmbunătăți comparativ cu redacția actuală. Anumite compartimente, da. Ce țin de garanții financiare, ce țin de voucher turistic, de delimitare tur operator de agenția de turism, pentru că este în alte țări este diferite aceste lucruri. Aici nu trebuie îmbunătățit, aici deja... Vizii de turism, birouri de informare turistică aici... care nu le avem, zone turistice naționale protejate și cu o infrastructură. Deci în redacția legii perfecționarea cadrelor, da. Care avem o companie națională, da, și nu, care nu funcționează, cu includerea noțiunilor recomandate din Organizația Mondială, care au fost deja transmise și totuși nu se includ. Probabil în noua redacție vor fi introduse aceste. Tot ce ați enumerat dumneavoastră, tot este în legea aceasta nouă care urmează să fie aprobată. Doar că poziția unor donatori din Republica Moldova și a unor asociații din domeniul turismului a fost puțin diferită, și anume în sensul că ei au vrut să vină cu un concept absolut nou al legii 352, deci în redacție nouă, o lege nouă, cu o abordare complexă nouă, cu prevederi mult mai serioase și complexe în partea ce ține de acordarea unor facilități, unor garanții, unor stimulente diferitor categorii de subiecte care desfășoară activitatea turistică, în special ce ține de turismul rural și în partea ce ține de unitățile de cazare. La acest component noi, personal, Asociația Patronală a Industriei Turismului, ca și cea mai reprezentativă asociație pe componentul turism, emițător, dar și număr de agenții de turism și turoperatori, nu am fost de acord și vă spun care a fost disensiunea. Disensiunea a fost că, ținând cont de experiența cât de greu se promovează un act legislativ, care este bun pentru categoria de subiecte pe care noi o reprezentăm. Deci agențiile de turism și turoperatori, care activează în Republica Moldova, redacția coordonată cu noi în cadrul avizării a corespuns necesităților noastre. Pentru că exact ceea ce ați enumerat era inclus și este inclus în legea respectivă, este mai ușor de a activa, se debirocratizează procesul și noi am vrut această lege să fie aprobată în redacția respectivă ca noi să lucrăm mai ușor. Ne referim la subiecte de agenții de turism și turoperatori. Totodată, colegii noștri care puneau accent pe turismul receptor și intern, au spus că este mai bine să venim cu o abordare mai complexă ca să nu avem tangențe cu tot ceea ce este de trecut, să venim cu o abordare nouă unde să stimulăm toate categoriile de subiecte care desfășoară activitatea turistică, să facem mai multă claritate în domeniu, să stabilim aceasta în lege, nu să venim cu hotărâri de guvern, acte normative subordonate legii, și să facem ordine din acest an. Iată, s-a blocat integral tot procesul și urmează ca în timpul apropiat, cred că deja este o urgență, să ne așezăm cu toții, să stabilim care este prioritatea, să ajungem la un numitor comun și totuși să promovăm cel puțin ceea ce avem deja la etapa actuală, ca să începem cel puțin cu primul pas în ajustarea cadrului normativ. Dar vă spun, deci, propunerile și poziția colegilor în partea și ține de mai multe prevederi privind diferite categorii de subiecte care să aibă posibilități de a desfășura activitatea turistică. Este vorba chiar și de aceleași pensiuni care mult mai simplu să-și lanseze activitatea. Sunt unele juste și corecte. Este vorba despre finanțarea din partea statului a unui procent, da? Vorbiți despre pensiuni? Nu, este vorba doar de procedura ce ține de deschidere. Deschiderea lor. Da. Pentru că în țara vecină avem și o altă procedură. Statul finanțează un procent oarecare din costurile care sunt necesare pentru deschiderea acestei pensiunilor și agentul economic își asumă doar 30%, pare mi se, sau că ar fi și asta o metodă de a îmbunătăți.
Cele mai bune metode este că nu se fac preferințe sau scutiri pentru o anumită categorie de agenți economici, pentru ca ei să fie toți egali, însă statul vine cu anumite facilități pentru ei sau conving donatorii să vină cu o anumită susținere pentru ei. Deci pot să urmeze orice pensiune din orice raion a Republicii, aceeași înregistrare, iar dacă ea va beneficia de anumite fonduri pentru capacitățile sale de amenajare terenul aferent sau de retehnologizare a tot ce ține de tehnica, fie la bucătărie, fie alte servicii aferente, poate un bazin dacă este nevoie anume la pensiunea respectivă, sau amenajarea terenului aferent cu teren de joacă sau, deci, oricare ar fi, sau anumite utilaje să fie procurate, poate fi într-o pensiune unde sunt anumite rute turistice, aceleași biciclete procurate pentru turiști. La noi acum cele mai multe pensiuni în care zone sunt? Orheiul vechi, este vorba de Trebujeni și Butuceni. Da. Ei, sărmanii, reușesc să facă față tuturor piedicilor care le întâmplă? Trebuie să-i întrebăm pe ei. Sigur că dacă să ne raportăm la datele statistice, când s-au deschis, câți, într-o perioadă mai îndelungată de timp, vedem că, deși condițiile sunt propice, deși actele legislative și normative stimulează anume această zonă, pentru că este parc național, pentru că este rezervație cultural-naturală, pentru că nu este departe de Chișinău, chiar aș spune că destul de aproape, pentru că infrastructura este bună, am vedere ca și cale de acces până acolo. Ca și cale de acces până acolo, dar infrastructura propriu-zisă din zonă e foarte slabă. Nu există birou de informare, nu există locuri unde să te poți... Da, în sensul ăsta, sigur că slab, dar... Dacă ar fi lucrat entitatea ca și parc național, dacă păi, dar din ce an ea a fost declarată ca parc național? 2015. Pe timpul... 2000, nu. Deci dacă sunt două categorii diferite. Este vorba de rezervația natural-culturală, care este de mai mulți ani de zile, cel puțin vreo 6-7 ani. Pe timpul comuniștilor, pare mi se a fost... Nu, încă nu. Deci pe timpul comuniștilor era vorba de însăși rezervația Orheiului Vechi. Asta este de pe timpul sovietic. Știu că s-a construit o clădire sus pe deal acolo și era vorba să pună o barieră și de acolo Aceasta era vorba de o perioadă mai îndelungată, el încă nu era rezervație natural-culturală. Rezervația natural-culturală a contribuit Ministerul Culturii și Turismului la acel moment ca să fie elaborată hotărârea de guvern respectivă. Dar ca și entitate care să lucreze, să atragă proiecte, să desfășoare activitatea potrivit regulamentul, potrivit însăși formei sale organizatorii juridice pentru a face ceea ce trebuia să facă, nu au dispus de finanțare entitățile respective, deci respectiv nu au avut nici personal, nici sume pentru a face ceva, din care considerent a rămas mai mult la nivel de act normativ și cu asta tot. Deci ca și modificări de infrastructură, de îmbunătățire, a drumului, canalizații, apă, per total pe localități, Butuceni, Trebujeni, ambele, același sistem de salubrizare, același sistem de indicatoare pentru anumite rute turistice, același locuri de parcări care să fie amenajate corespunzător. Sigur că... Aici mai este mult de lucru. Foarte mult. Și guvernul o să înțeleg că în loc să favorizeze industria turismului, din potrivă, prin politica sa fiscală, o stopează, un pic o frânează. Este vorba despre acest TVA 20% plus 10% impozite locale pentru restaurante și hoteluri. Eu nu aș învinui guvernul că o stopează, eu aș spune că În țările europene și membri ale Organizației Mondiale nu este 7%? Nu sunt suficiente prevederi legale care ar permite o dezvoltare mai rapidă. Și astfel de pârghii pot să fie elaborate și implementate și aplicate. Deci sunt două chestiuni diferite, dar în principiu posibilitățile de a face ceva sigur sunt și ele au fost făcute nu îndeajuns. Deci în parte și ține de anumite preferințe fiscale, este vorba de
tot ce poate să fie acceptat de Ministerul Finanțelor. Și aici este foarte greu de a trece prin procedura avizării. Chiar dacă și ca prioritatea guvernului este să se faciliteze domeniul. Întrebarea în parte și ține de procentul mare la impozitare pentru unitățile de cazare. Într-adevăr, aveți dreptate. Astfel de propuneri din partea asociației din domeniul hotelierilor, inclusiv a noastră, personala Asociației Patronale Industriei Turismului, a fost înaintată în repetate rânduri. Agenția Turismului a susținut această inițiativă în 2015, a promovat-o în 2016 și era vorba deja să se ia în considerație de Ministerul Finanțelor pentru a include în politicile fiscale și a face modificările respective pentru a diminua procentul respectiv. Au fost vehiculate diferite cifre, începând de la 6 până la 15, tot așa se discuta, dar în varianta finală a discuțiilor era vorba de 12%, 10-12%, deci aici 10-12%, ce era real să se fie acceptat de către Ministerul Finanțelor, iar ulterior să fie aprobat de către guvern. Deci dacă am fi avut reducerea respectivă a procentului pentru unitățile de cazare, sigur că ar fi apărut o oportunitate în plus să fie mai transparență în parte și țin de fluxul real de turiști și sigur că poate chiar și o majorare neesențială, dar cu siguranță majorare a încasărilor la bugetul de stat din procentul micșorat, dar majorat s-ar fi mărit numărul de turiști. Da. Exact. Și totuși mai avem încă o piedică. Pentru obținerea unei licențe de activitate este necesară o sumedenie de documente ca să ajungi să fii cu acte în regulă. Aici, la acest capitol, se fac niște... Licențierea domeniul turismului comparativ cu alte domenii, acești de detectiv particular sau comercializarea de... Este mai ușoară? Este mult mai simplă. Este chiar de unii colegi și în special dacă noi discutăm despre colegi care au turoperatori, deci nu sunt agenții de turism, dar turoperatori, au activitate mai mult de 10 ani în domeniu, ei sunt indignați și atunci când discutăm la privat, ei spun că condițiile actuale în care poți să-ți lansezi o afacere în domeniul turismului, agenții de turism deschis, este foarte simplu și atunci noi avem foarte multe agenții de turism care exact. Se deschid, ei nu sunt specialiști profesioniști pe piață, vin cu prețuri mici, nu își poate onora obligațiunile și respectiv și într-un an, doi, da, și strică piața. Da. Sau așa că, oamenii revin cu, și avem o sumedenie de cazuri de judecăți, cerere în judecată, pentru că nu s-au odihnit conform criteriilor sau normelor elementare. Iar aici, ceea ce este cu adevărat important, se poate de spus că guvernul în sensul implementării... De aici se indică modificarea și diferența dintre turoperatori și agenții de turism, ca să fie... Din start a fost stabilită diferență dintre agențiile de turism și turoperatori în legea 352, dar ea, această modificare, această prevedere vine încă din legea precedentă, legea turismului, care a fost până în 2006, când a fost aprobată legea nouă. Deci, și atunci era divizarea dintre turoperatori și agenții de turism. Această divizare nu este una esențială și principală. Ea în Republica Moldova ar putea să fie și lipsă, adică ar putea să nu fie. Totuși ea a fost, acolo diferența este doar de numărul de turiști care îi aduce în țară și ești obligat să-i aduci inclusiv contractele, cum închei, deci ești turoperator înseamnă că formezi pachetul turistic, iar dacă ești agenție de turism, atunci pachetul ăsta turistic îl cumperi de la turoperator. Ceea ce în mare parte, în formula inițială, nu se prea respecta. Am înțeles. Dar totuși divizarea este,
pentru consumator este una destul de important, pentru că o agenție de turism este o chestiune care pot să fie tot timpul, 10, 15, 20 de ani, iar ca să devii tur operator îți trebuie cel puțin 3 ani și anumiți indicatori să ai ca să devii tur operator. De ce o încredere mai mare între agenții de turism și tur operator? Sigur că o avea tur operatorul. Dar nu este o chestie principală. Important este că guvernul întru a promova componentul de ghiliotină și îmbunătățirea climatului de afaceri are ca și prioritate în timpul apropiat excluderea în genere a licențierii în domeniul turism, așa că practic... Așteaptă zile negre, dar pe cei care... Este greu de spus, sigur că colegii care au lucrat mai mult timp în domeniu sunt îngrijorați de acest moment, dar este o tendință de debirocratizare a sistemului de autorizații, licențe, permisiuni în Republica Moldova. El se desfășoară destul de bine, numărul acestora descrește și iată că unul din documentele care era în partea și ține de turism, iarăși se elimină, devenind mult mai accesibilă piața pentru toți cei care vor să lanseze în acest domeniu. Doar aici va apărea dilema, problema la consumator, care agent economic este cu adevărat acel bun și va furniza un serviciu de calitate turistică, va ajunge în Turcia la 5 stele, cu o calitate foarte bună, va fi transferul de la aeroport la hotel, acolo va primi toate serviciile, inclusiv excursiile și așa mai departe, îngrijirea corespunzătoare în cazul în care apare vreo și va ajunge înapoi bine acasă, mersi. Da, asta rămâne doar să așteptăm în viitorul apropiat ca să ajungă și noi. Asociația dumneavoastră, asociația unde dumneavoastră sunteți președinte, patronala industriei turismului, este una necomercială, da? Una apolitică, independentă. De aceea sunteți pe postul de a urmări ce se întâmplă și ce nu este bine și de a... ce obiective sau ce v-ați propus ultimul timp pe care le-ați realizat? Uite, asta este negativ, noi am cerut, am sesizat problema și am rezolvat. Hai să spunem așa că prevederile din legea care urma să modifice și să completeze legea 352, ele au fost ajunse ca și formulă de redacție după negocierile cu noi. Deci Agenția Turismului pe parcursul mai multor ani de zile aveza și noi ne spuneam poziția noastră foarte ferm, înscris după procedură, participând la toate comisiile, comitetele și grupurile de lucruri care au existat. Deci ați fost activi. Da, și ele au fost, poziția noastră a fost luată în considerație, deci practic ceea ce avem noi în Parlament și cu regret deja acuși un an de zile și nu ajungem în varianta finală, este ceea ce noi am solicitat și ceea ce pentru agențiile de turism și turoperatori era un plus pentru a lucra mult mai simplu, mai ușor și mai eficient. Deci tot ce ține de cadrul legislativ. Noi am participat și la avizarea strategiei de dezvoltare a turismului. Noi am participat și la actele normative, începând de la hotărâri de guvern până la instrucțiuni care au fost elaborate pe parcursul unor ani de către Agenția Turismului. Dar asta este vorba doar de cadrul normativ. Aceeași chestiune, ca și participare activă a noastră, a fost și în cadrul expozițiilor internaționale și naționale. Deci noi am participat și la Moldexpo în parcursul ultimilor ani, am participat și la expozițiile de la Moscova și din București, din România. Astfel încât fluxul cel mai mare, primele două state din lume unde avem noi în Republica Moldova ca și turism receptor, număr de turiști vizitați care vin în Republica Moldova este România și Federația Rusă. Pentru aceasta noi la etapa inițială am pus accent pe România și am organizat primele infotururi complexe, serioase pentru colegii din România unde au participat operatori, inclusiv companiile aeriene, presa. Deci primul a fost în 2015, al doilea a fost în 2016 și după aceste tururi informaționale care au fost organizate pentru prima dată ca și complexitate, ca și abordare, ca și aspect practic de a prezenta și a arăta ce avem noi în Republica Moldova, noi am avut o majorare substanțială, esențială a fluxului de turiști din România în Republica Moldova și interes real al lor de a stabili relații comerciale și a veni. Acum, nu spunem că este
că este doar aportul nostru, întrucât toți colegii lucrează, în special regimul de vize și tot ce ține de procedura de simplificare este a favorizat fluxul respectiv, da, pentru a ne cunoaște mai bine și a facilita etapa următoare. Deci este vorba de relații foarte clare cu Federația Rusă. Acum, exact astăzi, avem cel mai mare eveniment ca și infotur organizat pentru cele mai mari companii turoperatoare din Federația Rusă. Au venit și din Belarusia. Vorbiți despre evenimentul mâine. Da, inclusiv, deci de pe 27 până pe 1 octombrie, iar pe 30 mâine, cu susținerea președintelui Republicii Moldova, instituției în cauză, se organizează o conferință, o masă rotundă, pentru a pune accentul practic pe ce trebuie să facem, cum trebuie să facem ca să îmbunătățim relațiile noastre de încredere și să asigurăm un flux care poate fi unul foarte serios, constant și stabil și important pentru Republica Moldova, atunci din Federația Rusă în Republica Moldova, dar și viceversa, ca și poziții de reciprocitate și colaborare. Să fie cu succes și să suntem siguri că va fi cu succes, da, este și susținerea ambasadei Federației Ruse, președinției, deci asociații. Avem o susținere importantă a organizației pentru promovarea exporturilor și atragerea investițiilor. Deci asta înseamnă că guvernul conștientizează prin instituțiile sale care sunt prioritățile cu adevărat pe componentul investiții și exporturi. Avem acești indicatori pozitivi buni, anume pe aceste două destinații, România și Federația Rusă. Nu este doar atât, este vorba că noi, ca și asociație, ne-am concentrat pe aceste două destinații. Însă este și asociația pentru promovarea turismului receptor și intern, care se concentrează pe Uniunea Europeană, pe țările asiatice și ei au rezultate iarăși foarte bune de participare la expoziții internaționale, de creșterea fluxului. Avem din Polonia creștere foarte bună, avem din Japonia inclusiv. Da. Și apropo, vis-a-vis și de turismul balnear, care ar putea și el să ne facă față și să crească. Recent văzusem un reportaj despre faptul că undeva până în decembrie este arhipline toate sanatoriile noastre și sunt vizitatori din Israel, care m-a mirat foarte tare. Sunt persoane care au venit să-și asaneze sănătatea din Germania, din România și m-a mirat lucrul acesta. De ce la noi și la capitolul acesta nu se pun niște puncte așa de reper și cum putea să dezvoltăm turismul balnear? Aici este un subiect aparte. Eu nu sunt specialistul care cunoaște foarte bine acest component, acest palier al domeniului turismului. Ce este important și aș putea să menționez este faptul că totuși orice stațiune balneară, indiferent că este în Republica Moldova sau în oricare altă parte a lumii, ea nu poate să fie stațiune balneară dacă ea nu are resursele naturale respective. Fie apa aceasta curativă, fie condițiile mediului, da, pin, brazi, deci acel aer. Deci dacă este să vorbim de ape, atunci sunt astea cu uraniu, cu rodon, care, cu sulf, cu fier, și ele au direcții de a veni cu un anumit tratament pentru ceva anume, fie intestine, fie ce ține de sistemul de locomotor. Oasele locomotor, da. Deci este... Deci avem sanatorii, dar nu avem până la urmă... Avem sanatorii, sanatoriile sunt exact acolo amplasate, sunt acele unde trebuie. Ele în sistem sunt subordonate sindicatelor. Sindicatelor, corect. Da, deci orice intervenție a statului sau oricărui alt privat este una extrem de limitată, întrucât este gestionarul de bază care lucrează destul de bine în acest sens, putea să lucreze mult mai bine, dar reieșim din ceea ce avem în Republica Moldova, de capacitățile noastre. Deci noi putem să cumpărăm o casă, să vrem să cumpărăm o casă cu 3 etaje, dar să avem bani doar de un etaj cel mult. Și atunci asta este și situația aici. Pe parcursul ultimilor 5 ani de zile, în continuu se fac ajustări la stațiunile balneare din Republica Moldova, Codru de la Călăraș, Bucuria de la
De la Vadul Vodă, nu frual de la Cahul, sunt schimbări esențiale în sens pozitiv, dar trebuie să menționăm faptul, cel puțin eu consider că trebuie, poate el ar fi putut să fie evitat subiectul în cauză, dar în partea și ține de comparația tot ceea ce avem noi ca sistem, ca și componente, pe Balneu, în Republica Moldova, cu ceea ce este în Ucraina, în România, vecinii noștri. Deci sigur că ei au capacități mult mai dezvoltate pe acest component. Și atunci, dacă să luăm cu raportul numărul de cetățeni care au nevoie de tratament, care sunt interesați de acest tratament, dar au diferite necesități de tratament, atunci capacitățile noastre în Republicii Moldova nu sunt suficiente pentru a asigura tot ceea ce avem noi nevoie. De ce selectează România? Pentru că avem prețuri foarte bune în România, dar cu 10-20% mai mici prețurile la agențiile de turism în România decât în România și la agențiile de turism pentru cetățenii României. Am înțeles. Deci noi am avut relații foarte bune. Vreau neapărat să vă mai întreb despre bune, un lucru care la fel sperie în domeniul turismului. Vreau să spun că turismul este o carte de vizită până la urmă a unui stat, iar grănicierul înmânează această carte de vizită. Și în ultimul timp noi foarte mult ne-am, să zic așa, ne-am proslăvit, ne-am aruncat pentru a îngrădi accesul în Republica Moldova a cetățenilor din Federația Rusă și ultimul caz cu jurnalista, care oamenii declară că Republica Moldova este un stat sălbatic. Acest lucru, acest fapt, un pic lasă o pată neagră pentru alți turiști, pentru alți oameni care vor să vină în Republica Moldova. Este o întrebare interesantă și poziția mea fermă este că serviciul grănicier este prima persoană care face cunoștință un turist când vine în orice țară. Dacă este să ne referim la serviciul de grănicier la noi, serviciul vamal, eu personal să compar cu ceea ce avem în România, în Bulgaria, în Ucraina, deci aș plasa serviciul nostru grănicier și vamal net superior, ca și atitudine față de turiști, ca și atitudine față de persoana care este în vamă, ca și cel care vine să viziteze țara. În acest context, pe parcursul mai bine de 10 ani de zile, cu întreruperi, de către autoritatea din domeniul turismului se organiza și un concurs cel mai amabil grănicier am înțeles. Și tot timpul participau astfel de persoane. Timp, asta este poziția mea, subiectivă, dar care reiese din experiența de zeci de ori pe an trecut vama Bulgariei, României, Ucrainei. Deci asta până la urmă a lăsat o amprentă negativă pentru unii oameni care sigur, vor să viziteze Republica Moldova și zic că ceva se întâmplă. Sunt cazuri negative, ele trebuiesc examinate în complex, întrucât fiecare își are propria sa dreptate, dar atunci când avem fie filmulețe, video al evenimentului nemijlocit, fie avem înregistrări, fie avem depoziții ale martorilor care au fost prezenți acolo, atunci deja suntem în cunoștință de cauză cu adevărat ceea ce a fost. Am întrucât înțeles. Regia, are cât timp sa. Mai avem? Spuneți-mi, vă rog. 30 de secunde. Vreau să vă întreb, de ce așa, fără ca să se facă mare informare în mass media mare, a plecat domnul Platon și a venit domnul Rusu la agenția de turism? A fost o chestiune de conjunctură politică. A fost o schimbare așteptată de domeniu. Dacă a fost una deci s-a fericită... dorit ca să plece Platon și să vină... Politic, da. Politic, am înțeles. Da. Noi nici nu regretăm, nici nu suntem bucuroși, întrucât așteptările noastre de la Agenția Turismului au fost mult mai mari, iar rezultatele pe care le-am avut au fost mult mai mici. Ca și specialiști, deja este bine în Agenția Turism, întrucât memoria instituțională s-a păstrat pe parcursul mai multe ani de zile. Ca și încercări de a schimba ceva, legislație, atragerea turiștilor, este direcția corectă. Ca și rezultate și eficiență, este una
total sub așteptările noastre. Noi considerăm că decât o agenție subfinanțată, cu rezultate slabe, mai bine un minister puternic, cu o finanțare puternică, la care să nu fie domeniul turism prioritar, însă acolo cu adevărat să fie întreținute finanțe, cu adevărat să fie atenție și cu adevărat să avem rezultate. Dar rămâne să vedem reforma administrației publice centrale și noi vom fi atenți ca și dacă va fi sau nu prioritar domeniul turismului. Categoric, și dacă... da. Noi oricum vom lucra în domeniu și vom încerca să mișcăm lucrurile înainte. Pentru că asta se dorește și mă gândesc eu că în economia țării va fi o infiltrare de sume și bunicele. Deja mulți oameni înțeleg că într-adevăr am putea să schimbăm lucrurile spre bine esențială în domeniul economiei cu domeniul turismului. Vă mulțumesc mult pentru prezența în studio. Să înțeleg că mai trebuie încă două emisiuni la acest capitol. Cel puțin. Și cu colegi succes care pentru mâine. Să examinăm mai multe subiecte. Mersi mult! Doamnelor și domnilor, punem punct ediției din această seară. Eu vă doresc o seară frumoasă. Vă aștept marți și vineri la 19:00 în studioul Accent TV. La revedere!